Sindicatele afirmă că numărul plângerilor din partea angajaților din educație este tot mai mare și au cerut repetat autorităților să anuleze obligativitatea vaccinării sau a suportării costurilor pentru testele anti-COVID-19. Nu este legală această cerință și chiar și legea securității și sănătății în muncă, convenția 155 a OIM, prevăd nu poate fi puse pe umerii salariaților niciun fel de plăți legat de securitatea la locul de muncă. Avem raioanele respective, am făcut un sondaj, avem pe 6-7 raioane aceste cifre și avem Hângești, Ștefan Vodă, Glodieni, de exemplu, unde au plecat și pedagogi și cadre, și cadre auxiliare din motiv că nu acceptă să plătească din buzunar aceste teste. Semnalul de alarmă a fost tras, noi bănuim că cifra ar putea crește. Totodată, președintele sindicatului din domeniu spune că cei de la minister zic că nu au primit adresarea sindicatelor și asta în pofida faptului că celor din urmă li s-a expediat o confirmare de la Cancelaria de Stat semnată de Adrian Iermurachi. Parcă dialogul social există, parcă negociem, discutăm, dar nu știu cum dacă nu suntem auziți. Da, avem confirmare de cancelare că a fost remisie către Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și m-am rămas și eu așa mirat că de ce s-a... Am auzit și eu la unele canale de informare masă că cei de la guvern zic că n-a ajuns mesajul. Avem dovadă că mesajul a ajuns, dar răspuns din păcate nu avem. Văzând că nu avem răspuns și a expirat deja o lună conform legii petiționării, trebuia să avem un răspuns chiar și negativ dacă nu este pozitiv. Și am repetat acest demers, adică am repetat cu un argument în plus, care am fost, apropo, și s-a precizat, dacă nu cumva, cifra de 80 cadre de dați și care au plecat este o cifră inventată de noi, vă asigur că nu este inventată. Dacă nu vor fi auziți, sindicatele vor ataca decizia în judecată. Amintim că ministrul sănătății, Alla Nemerencu, a declarat anterior că testarea obligatorie a cadrelor didactice din resursele financiare proprii rămâne în vigoare.